Să recapitulăm. Ce putem spune în clipa asta? Despre numele complexe, avem posibilitatea să reprezentăm fie sub formă algebrică, fie sub formă trigonometrică. Uneori ni se dă sub formă algebrică și noi le ducem la formă trigonometrică. Iar invers, altă dată, dacă se dă sub formă trigonometrică, n-ar fi decât să lucrăm cât e cos de 2 pi pe 3 și sinusul și ajungem minus 1 pe 2 plus sin radical din 3 pe 2. Deci, pur și simplu, lucrăm și reprezentăm valorile trigonometrice ale unghiurilor respective. Dacă sunt niște unghiuri la îndemână, dacă nu, nu putem să venim la forma trigonometrică, la forma algebrică. Întrebarea este, de ce s-o fi mai apelat și la reprezentarea sub formă trigonometrică? N-a fost suficient varianta asta de formă trigonometrică? În formă algebrică? De ce ne-am mai dus la formă trigonometrică? Te-ai întâlnit? Întrebarea Radu, parcă, nu? Vlad. Vlad. Oboseala, gata, începe să mă marcheze. Vlad, te-ai întrebat vreodată de ce? Da, azi m-am întrebat. Azi. Tocmai te-ai întrebat astăzi că te să că ia la culmea chestia asta. Băi, dar n-a fost suficient așa. De ce și varianta asta? Nu? Pe drept. De ce și varianta asta? Trebuie să există o explicație, nu? Ca în toate. Uite de ce. Îți propun să facem un exercițiu. Uite, hai să facem așa. Să se calculeze expresia E egală cu expresia E egală cu cine? Cu E egal cu minus 1 pe 2 plus i radical din 3 pe 2 totul la a patra supra minus 1 pe 2 minus i radical din 3 pe 2 totul la a cincea. Cum am face calculul expresiei acestea? Ar trebui să ridicăm la forma algebrică ar veni x2 supra x3. Nu, x2 la 4. În cazul ăsta care e recunoscut că e vorba de x2 da. Și x3. Da. Care sunt rădăcini ale ecuația aceea x la 3 egal cu 1. Da. Și? Cum te-ai descurcat tu, concret, în cazul ăsta? Să ridicăm la 4-a și la 5-a. Ar trebui să facem chestia asta. Dar mai așa o punem în formă trigonometrică și calculăm 0. Deci mai bine ai face sub formă trigonometrică, că știi să ridici la 4-a. E mult mai ușor să ridici la 4-a. Iată motivul foarte clar. Deci sub formă algebrică aici am fi avut de lucru. La 4-a ca să ridic, ei nu știu formula la a patra. Deci nu știu. N-ați făcut binomul lui Newton la momentul de față, voi încă. Nu, sunteți? Da. Pe unde sunteți? La triunghiul Pascal? Făcut doar aici. Aici ați făcut, da. În discuția cu mine, dar la combinatorii că ați intrat, nu? Da, da. E. Da. E în clasă cu mine. Tu ești în clasă cu... Da. Așa. Voi ați intrat, ați făcut din nou Newton tot, ei nu au făcut nimic. Dar hai să facem așa. Oricum, te-ai descurcat să-i zici așa. Totul la a doua și împărat la a doua. Ai zice, minus 1 pe 2 plus i radical din 3 pe 2 totul la a doua pe lângă încă o dată la a doua. Și, la fel, minus 1 pe 2 plus minus i radical din 3 pe 2 totul la puterea a doua, nu pot să spun la a treia. Că ar fi la a șasea. Atunci ar zice minus 1 pe 2 plus i radical din 3 pe 2 la a doua, pe lângă
minus 1 pe 2, minus I radical din 3 pe 2, la a treia. Ca să facă, cât, la cât să ajung? La 5. La 5-a să ajung. Da? La a doua și pe la a treia, ca să ajung la 5-a. Ei, cât face asta la a treia? Vrei să ridicăm la a treia, Ionuț? Ionuț. Mă uitam la Vlad și la Ionuț. Ionuț, mă uit la timp dacă tot a pronunțat. Vrei să ridicăm la a treia? Cât va face? Deodată poți să dai răspunsul. A la a treia? A, ăla? Minus 1 pe 2 la a treia. Te gândești la binomul lui Newton acum, nu? Sau la A minus B, totul la a treia, formula. Da. Da. Dar dacă cineva dintre voi îmi dă răspunsul comun deodată, cât face totul la a treia? X la a treia. X la a treia. X a treia rădăcim la a treia. Da. Și cât face a treia rădăcim la a treia? 1. Păi nu e rădăcina ecuației. Ce ecuație am avut? X la a treia egal cu 1. Și de aici am găsit noi cele trei rădăcini. Ce înseamnă rădăcini? Fiecare la a treia va face 1. Atât X2, X2 parcă astea cu plus a fost, X2, da. X3 și X1, care e 1. La a treia face 1. În concluzie, asta o puteam, o facem deodată, să zicem, face 1, nu mai discutăm. Iar aici, în loc să zic la a patra, dacă voi vă prindeați, trebuia să spuneți, nu scrieți la a patra, că nu pierdem timpul, scrieți la a treia, pe lângă minus 1 pe 2, plus I radical din 3 pe 2, la a întâia. Ca asta o știu de dată că face 1, și atunci calculul ar fi fost așa, egal mai departe, cu cât, cât mi-ar fi dat după calculul acesta. Minus 1 pe 2. Haideți că nu sunteți de, de clasa 5-a. Vreau să fie unul de sferestat, eu muncesc aici. Nu-i, nu-i de glumit. Păi 1 când sus dă... De... Deci 1 la 3 a 1 și rămâne minus 1 pe 2. Plus I radical din 3 pe 2. Așa. Plus I radical din 3 pe 2. Totul supra. Minus 1 pe 2. Minus 1 pe conjunct. 2. Plus, minus I radical din 3 pe 2. La a doua. Și la a doua, la a doua n-am altceva de făcut decât să fac calculul, să văd când îmi dă, da? Deci egal mai departe cu cine? Minus 1 pe 2 plus I radical din 3 pe 2 și jos, eu nu te rog să vorbești, din nou la pătrat. 1 pe 4. 1 pe 4. Plus I radical din 3 pe 2. Plus de două ori ar veni, da? Dar de două ori cu 2 de acolo se simplifică și rămâne plus I radical din 3 pe 2. I radical din 3 pe 2. Andreea, el a spus bine, plus da, pentru că amândoi sunt cu minus. Amândoi sunt cu minus și la mulțire fac plus. Altfel spus, scoate minusul în față și la pătrat face plus. Deci minus 3. Și minus 3 pe 4. Minus 3 pe 4. Și egal mai departe cu minus 1 pe 2 plus I radical din 3 pe 2 totul supra 1 pe 4 minus 3 pe 4 minus 2 pe 4 minus 1 pe 2 minus 1 pe 2 plus I radical din 3 pe 2 și 2. Și face același lucru și face 1. Deci rezultatul este 1. Calcul algebric. Că este aceeași, nu aceeași număr complex, se simplifică, deci aceeași număr. Și iată că face 1. Așadar, în clipa de față, pot spune așa că calculul l-am făcut nu chiar simplu, pentru că am avut bafta aici, că am știut că acestea sunt rădăcini ecuații X la 3 egal cu 1, nu? Da. Dar dacă n-am fi știut asta, ar fi fost foarte complicat, pentru că trebuia să ridicăm la 4-a și la 5-a, după binomul lui Newton, cei care l-au făcut, cei care nu ar fi apelat la scrierea. Și iată ideea de scriere sub formă trigonometrică.
Dacă ne întoarcem și le scriem pe cele două numere complexe în formă trigonometrică, veți vedea cât de simplu este. Calculul va fi mult ușurat, mult mai ușor. Da? Va fi foarte simplu. Hai să vedem. Deci, în condițiile în care avem de făcut, asta vreau să scot în evidență. Că nu degeaba s-a pus problema și a numerului complex în formă trigonometrică. Nu degeaba. Tocmai astfel de situații care apar, calculele acestea sunt mult ușurate dacă știm numere complexe în formă trigonometrică. Și atunci să zic așa. În calcul, minusul pe 2 plus i radical între 3 pe 2, l-am făcut mai devreme și este modulul său i 1 pe lângă cosinus de 2 pi pe 3, parcă așa am spus, plus i sinus de 2 pi pe 3. Și totul supra, la ce putere aici? La a 4-a. Așa. Punem. Ca să se înțeleagă și numărul și modulul la a 4-a. Iar jos este 1 pe lângă cosinus de 2 pe 3 minus 2 pi pe 3 pe 3 minus i sinus de 2 pi pe 3. Totul. Și totul la, în paranteză, la 5-a față. Da. Nu? Așa este. Și egal cum. Egal cu... Ei, dacă am ști să ridicăm la o putere un număr complex, deci sub formă trigonometrică, acum e momentul când ne-am din operații cu numere complexe sub formă trigonometrică. Notați-vă, nu știm asta. Deci operații cu numere complexe sub formă trigonometrică. 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 Și anume, dacă avem pe Z1 egal cu modul din Z1 pe lângă cosinus de alfa 1 plus i sinus de alfa 1 și, și Z2, al doilea număr complex, egal cu modul din Z2 pe lângă cosinus de alfa 2 plus i sinus de alfa 2, deci dacă avem două numere complexe scrise trigonometric, atunci Z1 ori Z2 egal cu cum? Cine știe formula? Z1 ori Z2 egal cu modul din Z1 ori modul din Z2, deci se mulțesc modulii și se adună argumentele. Pe lângă cosinus de alfa 1 plus alfa 2 plus i sinus de alfa 1 plus alfa 2, iată numărul complex, așa se, este tot un număr complex în care modulii se înmulțesc, iar argumentele se adună, unghiurile se adună. Da? Deci este Z alfa 1 plus alfa 2 plus I sinus alfa 1 plus alfa 2. N-am notat cu R. R. R1 și R2, da? Așa a zis, în ultimul modul din Z1, a zis R1. Foarte bine. Egal cu R1 aici și asta e egal cu R2. Și atunci, voi cum ați votat? Nu știu, cu Z, numai că alfa notam cu teta. Nu e nicio... Da. Da? Deci teta 1, teta 2, unghiurile acelea. Am zis eu alfa că... Da, e mai e la îndemână, e prima, nu? Alfa e mentea lui teta. Hai să zic așa, ca ordine, în alfabet. În alfabetul grecească. Și acum să zicem așa. Știți cum vine formula asta? De unde vine? Numai dacă ne mulțim pe ăsta două și desfacem parantezele. Și rămâne să dăm factor comun la sfârșit.
cos, și zicem cos, cos, apare cos, cos, minus sin, sin. Iar cos, cos, minus sin, sin este cosinus scăderii. Și i pe lângă sin, cos, cos, sin. Sin, cos, cos, sinus este sinusul adunării. Deci, așa se demonstrează. Dar se demonstra la casă, n-are rost să mai pierd timp acum, da? Iar Z1 supra Z2 înseamnă modul din Z1 supra modul din Z2, cum a spus voi, R1 pe R2 pe lângă cosinus de alfa 1 minus alfa 2 plus I sinus alfa 1 minus alfa 2. Cum se ridică un număr complex la o putere, Z, hai să luăm pe Z1 la R, înseamnă modul din Z1 la R, pe lângă cosinus de N alfa 1, plus I sinus de N alfa 2. Așadar, suntem în situația de a ridica la o putere. La ce putere aveam acolo ridicat? La puterea a patra. Cu cine este egal la puterea respectivă? Cu partea asta de aici, 1, 1 la a patra, modulul, da? 1 la a patra, pe lângă? Pe lângă cosinus de 2 pe 3 ori 4. Așa, cosinusul unghiului acesta, ori 4, da? Cosinus de, cosinus de, cât vine acolo? 8 pi pe 3. 8 pi pe 3, da? 8 pi pe 3, cos de 8 pi supra 3, plus I sinus de 8 pi supra 3. Supra, jos, la a cincea trebuie să vorbești, iar să mută numele? Ramona. Ramona, te rog, pe tine. 10 pe 3. Deci 1 la a cincea, nu poți fi altceva acolo. Da. Și atunci trebuie să zicem, că la puterea a cincea. Deci 1 la a cincea, pe lângă cosinus de... Zi. 10 pi pe 3. 10 pi pe 3, 10 pi supra 3, plus I sinus... Era conjugat. Minus, da, corect. Minus 10 pi pe 3. Și egal cu... Acum, ca să fie forma algebrică corectă, băgăm minusul în interior și a face I plus I sinus de minus 10 pi pe 3 și minus 10 pi pe 3 rămâne așa, văzut de noi, și va face 1 la 4 pe lângă. 1 la 4 e 1, n-are rost să mai scriu. Dar Ramona, vorbește, te rog. Cosinus de 8 pi pe 3. Scrii pe caieter și vorbești, da? Totul supra. Cos de 10 pe 3 minus I de 10 pe 3. Cosinus de minus 10 pi pe 3. Am să scriu eu, pentru că cosinus e funcție pară, nu ține cont de semn. Da? Cos de minus 10 pi pe 3 plus I sinus de minus 10 pi pe 3. Aici, băgând minusul în față, a devenit plus aici, da? Și, acum, cum se împart două numere complexe sub formă trigonometrică? Egal cu? Se împart modulii, se scad... Se împart modulii, dar modulii 1 pe 1 face 1. Și vine cosinus de... Ionuț, cos de... 8 pi pe 3. 8 pi pe 3. Plus 10 pi 3. Minus ar trebui, dar minus, minus, vine plus 10 pi supra 3. Deci ne uităm la formulă. Cos de alfa 1 minus alfa 2. Adică din unghiul de la numărător, scădem unghiul de la numitor, minus, minus, plus. Plus I sinus de 8 pi, pe 3. 8 pi supra 3. Plus 10 pi supra 3. Și egal cu? Cosinus de... Cosinus de... De cât face? 6 pi. De ce 6 pi? Păi vine 18 pi pe 3.
Sigur că da. 6 pi, corect ai zis, plus i sinus de 6 pi. Și egal cu? Păi 6 pi am putea să scriem ca 3 ori 2 pi. De 3 ori 2 pi, da? Deci egal cu cosinus de 3 ori 2 pi plus i sinus de 3 ori 2 pi. Și egal mai departe cu cosinus de 0 plus 2 ori 3 pi. Poți să scrie așa, 2 ori 3, tot 6, 2 ori 3 pi. E bine? 0 plus 6 pi. 0 plus 6 pi, deci e bine. Argumentul ansează. Plus e sin de același lucru. Sin de 0 plus 2 ori 3 pi. Și acum apare cos de alfa plus 2 ca pi. Știți, scrim așa, 2 ca pi. Din motivul ăsta am scris așa. Cât este cosinusul de alfa plus 2 ca pi? Păi nu-i periodic de mult de 2 pi? Deci e cos de 0. Deci aș putea zice egal mai departe cu cos de 0 plus i sinus de 0. Iar cos de 0 grade, cât este cosinus la 0 grade? Este? 90 grade. Păi la 0 grade, nu la 90. Cos de 0 grade. Suntem la cine acasă? La axa x-ului, la cosinus, că pe axa x-ului e cosinusul. Suntem la cosinus acasă. Și atunci e 1 și sinusul este 0 la 0 grade. Deci vine cos de 0, 1 plus i ori 0. Și face 1. Cât mi-a dat calculul pe partea cealaltă, când am făcut totul normal algebrică? 1. Cât mi-a dat pe partea asta, cu trigonometrică, totul. Deci într-un caz și în celălalt, rezultatul este același. Important lucru este să înțelegem că sub formă trigonometrică este mult mai avantajos, putem ridica la orice putere acolo. Da? Și este mult mai simplu sub formă trigonometrică, pentru că ai varianta asta de multiplicare a unghiilor, ajungi în final să reduci la cadranul întâi, datorită multiplicității unghiului a sinusului și a cosinusului periodic, o perioadă 2pi acolo. Deci în final poți să găsești răspunsul foarte rapid. În loc să ridici la putere binomul Newton și acolo să lucrezi, știi, foarte dificil, sub formă trigonometrică ai șanse foarte mari să ajungi mult mai repede la rezultat. Am plecat asupra numărului complexe, am insistat pe lucrurile acestea și voi vă spune, da, tema noastră. Păi tema voastră e banalitatea. După ce am recapitulat despre numere complexe și v-am pus la punct cu teoria, cu suportul teoretic, acum să veți vedea cât de simplu este tema. Cât de simplu este. Deci este o banalitate. Ia să vedem dacă așa stau lucrurile. Ramona, vei vorbi. Da? Uite, eu spun acum. Eu dictez și tu vorbești. Și pe rând vei strânge la comandă. Da. Zic, stop Ramona, începe Ionuț. Stop Ionuț, începe Vlad. Asta înseamnă că veți fi în priză totală. Nu vă mai permite să fiți absenți pentru că nu puteți prelua. Așadar, să se fie sub formă trigonometrică numere complexe. Z1 egal cu minus 1. Ramona vorbește. Deci 1 egal cu minus 1. R egal cu modul de Z. Deci minus 1 plus I ori 0. Îl vedem scris sub formă algebrică, da? Da. Și atunci zicem, rezultă modul din Z egal cu, zic, sau I-ul acela, sau cum să aveți voi, egal cu radical din? 1 la 2. Deci minus 1 la 2. Așa, plus 0 la 2. Și face 1. Iar reprezentăm, ca să vedem unghiul repede, deci este minus 1, aici este minus 1, nu? Cât este unghiul ăsta așa făcut?
Dacă a plecat de aici și a făcut rotație jumătate. A fost 80 grade. Deci alfa egal cu, alfa egal cu 180 grade. Și atunci modul, numărul Z1 egal cu, vorbește te rog. Egal cu modulul său, că nu știu cât este 1 pe lângă cosinus de cos de pi. Până am zis că argumentul e pi, cos de pi plus i sinus de pi. Termina de ieși. Deci așa l-am scris sub formă trigonometrică. Era formă algebră și am trecut sub formă trigonometrică. Așa se spune acolo, să se scrie sub formă trigonometrică. Alt număr complex. Z2 egal cu minus 1 plus i. Nu, minus i. Hai să luăm așa. Minus i. Egal mai departe, să-l surprindem sub formă algebrică, tot Ramona, egal cu 0 plus minus 1 ori i. Partea reală e 0, până are. Da? Partea reală este 0. Și partea imaginară cât este? Minus 1. Și atunci modul, vorbește, hai trebuie, modul din modul din Z2, cum am notat, e egal cu 0 la 2, radical 0 la 2. Da. Plus? Minus 1 la 2. Minus 1 la a 2 și egal mai departe cu? 1. Facem repede imaginea geometrică. Reprezentăm numărul complex. Unde va fi? Și care, cât e partea reală? 0. Da? Și Y-ul cât este? Minus 1. Deci ăsta e punctul. Câte grade am făcut? Da, dacă e minus 1 în jos. Y-ul este minus 1 în greșit. Foarte bine. 3 pe 2. Deci e minus 1. Și atunci unde este? Asta. 3 pe 2, da? Da. Și atunci o să spun că Z2 egal cu, vorbește, cos de 3 și pe 2. Da. Plus i sunt de 3 pe 2. Sunt de 3 pe 2. Mergem mai departe. Alt număr. Tot tu vorbești. Z3 egal cu Z3 egal cu minus 1 plus i. Minus 1 plus i. Egal cu modul din Z. Modul din Z. Egal cu radical din 1 la a 2. Da. Plus? Plus 1. Tot 1, că dacă e 1 ori i, da? Da. Plus 1 la a 2. Face radical din 2. 2. Reprezentăm ca să vedem unghiul. Și vom avea. Cât e partea reală? Minus 1. X-ul e minus 1. Și Y-ul este? 1. 1. Paralele și găsim 1. Câte grade crezi că a făcut? 15. Cât? Până aici era 90. Și mai are 45, cred eu, după cum se vede. Că e un pătrat. 3 pe 4, că 2 dale pi pe 4 sunt aici, 1, 2, 3 pi pe 4. Deci, Z3 alfa egal cu 3 pi pe 4. Da. Și atunci, Z3 va fi egal cu 1 pe lângă cosinus de 3 pe 4 plus sinus de 3 pi 4. Plus i sinus de 3 pi supra 4. Și următorul număr, tot tu vorbești. Radical din 2 pe lângă. Radical din 2, foarte bine. Deci egal cu radical din 2. Corect. Celălalt număr complex, Z4, care este următorul, egal cu Z4, egal cu 1 plus i radical din 3. 1 plus i radical din 3. Modul din Z egal cu radical din 1 la a 2 plus radical din 3 plus 3 la a 2. Egal cu radical din 1 la 2. Nu plus 3, radical din 3.
a doua. Și egal cu radical din 4. 1 și cu 3, 4, care face 2. Facem imaginea geometrică, reprezentăm numărul. X-ul e 1 și Y-ul e radical din 3, înseamnă 1,70 și ceva, aproape 2. Și unghiul ăsta, cât îți pare ție a fi? Așa, cu radical din 3, cu nu știu ce? 60. 60 de grade. Da. Deci, asta e 1, nu? Da. Și radical din 3, 60 de grade, parcă da, de bine, da. Da? 60 de grade. Are 60 de grade? Parcă 1 pe 2 și radical din 3 pe 2 ar fi fost ceva cu 60 de grade. Sinusul și cosinusul 1 pe 2 și radical din 3 pe 2. Dacă se află din tangentă. Dar și tangentă de unghiul alfa egal cateta opusă supra cateta alăturată. Deci cateta opusă care este cât? Nu, e 30. 30 de grade. Nu e 60. Hai să facem asta. Tangentă egal cateta opusă. E 60. Da? Cateta opusă. Și cât e cateta opusă? Este Y, radical din 3. Da? Supra cateta alăturată, care e X-ul, 1. Face radical din 3. Și acum întreb, la câte grade tangenta alfa de aici rezultă? Deci am avea tangentă de alfa egal cu radical din 3. Și care este unghiul pentru care tangenta radical din 3? 60 de grade. Deci de aici rezultă alfa egal cu pi pe 3. Și dacă l-am ști pe alfa, repede reprezentă. Z4 egal cu 2 pe lângă cosinus de pi pe 3. Z4 egal cu, ai zis, 2 pe lângă cosinus de pi pe 3. X minus de pi supra 3. Și cu asta am rezolvat numărul complex. L-am trecut din forma algebrică. Vezi ce-ți fac eu acum. Da. Practic, ministrul ăsta, autorul de forma algebrică și noi reprezentăm, găsim forma trigonometrică. Deci, eu spus, să se scrie sub formă trigonometrică numerele. Și în afară de reprezentare se mai poate afla... În afară de? De a reprezenta geometric. Păi, zice acolo, ar tangente de B pe A. Tangente de alfa egal cu B pe A și pun rezolv ecuația aceea. Dar eu fac totdeauna reprezentarea ca să înțelegeți bine unghiul respectiv. Ca să-l reprezentăm cu corect. Da? Dar acolo rezolvarea ecuației îți dă mai multe variante. Și eu vreau un unghi care să încadreze în 0,2 pi. Mergem mai departe și să zicem un alt Z5 egal cu radical din 3 plus I. Tot tu. Modul din Z5 egal cu radical din 3. Adică 3. Da, 3. Plus? La a doua. Plus 1. 1, da. Da? Că e coeficientul. Și face egal mai departe cu 4 și egal cu 2. Și atunci reprezentăm repede. Deci X-ul este cât? Adică dacă e unitatea cam atâta, aproape 2 unități. Și 1 așa, cam cât este? Câte grade să aibă? 30 de grade, pi pe 6. Putem să facem și metoda aceea? Hai să facem. Deci alfa, argumentul acela. Adică aplicăm tangentă mai întâi. Tangentă de alfa egal cu B, adică coeficientul lui I, 1, supra radical din 3. Și 1 pe radical din 3, adică altfel radical din 3 pe 3, dacă raționalizăm. Și am avea ecuația de rezolvat. Tangentă de alfa egal cu radical din 3 pe 3. De unde rezultă, ca să fac ecuații trigonometrice elementare, alfa egal cu arctangentă
H tangentă de radical din 3 pe 3 plus K pi. Unde K parcurge pe Z, da? Mulțumim la rândul 3. Și alfa ar fi egal cu... La cât e grade tangenta radical din 3 pe 3? La 30 de grade. Da? La 30 de grade. Deci pi pe 3 plus K pi. Și dăm pentru K egal cu 0. Alfa, deci dăm K egal 0, pentru că reprezentarea geometrică m-a dus pe unghiul acesta. Da, nu-i pi pe 6 acolo? Pi pe 6, corect. Pi pe 6. Eu am obosit, da. Bine că sunteți aici, prezent voi și mă atenționați. E a patra oră și nu, fără pauze, îi epuizat. E bine să facem și pauze. O să facem neapărat, că la sfârșit acum să praful cu obosit. Deci alfa egal cu pi pe 6 și atunci mă întorc la substituții, la substituții, la reprezentare și spunem că... 5 cu 2 pe lângă. Așa. Cosinus de pi pe 6 plus i de pi sinus de pi pe 6. Așa. Și... alt număr complex e Ionuț. Deci Z6 egal cu 3 minus 4i. 3 minus 4i. Pondul din Z6 este pondul egal cu radical din 9 plus 16 și egal cu 5. Da. Și reprezentăm. Reprezentăm. X-ul 3 unități, Y-ul minus 4, este un unghi aici, unim așa și este un unghi, dacă luăm un sens pozitiv, așa, sau un sens negativ, prima valoare pe care o întâlnim. Păi, odată deci ar fi peste 270 de grade, da. Nu? Dar nu mai am unul cunoscut. Că 3 pe 4 nu mai este la păi am putea să facem triunghiul ăla, să facem teorema în capul. Dar și de 5, adică 5. Da, da, nu am... Deci nu am posibilitatea să... Și aici sunt nevoie să aplic funcția trigonometrică, tangentă. Da. Deci tangentă de alfa egal cu cateta cu minus 4 pe 3. Adică minus 4 pe 3. Și alfa va fi egal cu arctangentă de minus 4 pe 3 plus capi. Deci vezi aici Vlad, nu am altă variantă. Adică să aplic că nu am unghiul cunoscut. Minusul funcția arctangentă îi pare, minusul este în față și va fi egal cu minus arctangentă de 4 pe 3 plus K pi. Și acum la K îi dăm valori până dăm peste unghiul respectiv. Pentru K egal cu 0, rezultă alfa egal cu minus 4, minus arctangentă de 4 pe 3 și este unghiul luat în sens negativ, minus, minus arctangent de 4 pe 3, deci este unghiul ăsta, da. Și putem lua, dacă vrem cu minus, dar dacă vrem cu plus, atunci trebuie să dăm ca valoarea 1. Și vine la pi scăzut ceva, nu-mi place, ca 2. La K egal cu 2, vine 2 pi, adică o rotație, scăzut arctangentă și exact unghiul ăsta. Deci, în sens pozitiv, ar să fie 2pi minus arctangentă. Deci, ca reprezentare, vom spune așa. Z6 egal cu... Cine vorbea? Eu. Z6, Z6 egal cu... Egal cu 5 pe lângă. 5 pe lângă. Cosinus... De. Minus... Cos de minus arctangentă. Arctangentă de... 4 pe 3. 4 pe 3.
plus i sinus de același lucru, în sinus de minus a tangentă de 4 pe 3, închidem paranteza dreaptă, sau egal cu 5, pe lângă cosinus de 2π minus arctangentă de 4 pe 3 plus i sinus de 2π minus arctangentă de 4 pe 3. Da? Vedeți că am două variante de prezentare. Amândouă valabile, amândouă reprezintă același număr complex, dar odată cu luat cu minus asta, dacă vreți, la cosinus ferm minusul e funcție pară și la sinus impară iese minusul față și îl am așa. 5 pe lângă cos de arctangentă de 4 pe 3 minus i sinus, sau în varianta cealaltă, 5 pe lângă cos de 2π minus arctangentă de 4 pe 3 plus i sinus de 2π minus arctangentă de 4 pe 3. Și iată că tu mă întrebai să regăsi la unghiilor în ambele variante. Există și situația asta că n-ai decât varianta asta, că nu mai e un unghi la îndemână 30, 60, 45 unghiuri de la cunoscute, da? Și atunci vei face așa cum ai văzut acum. Să vedem mai departe. X1 are astfel de reprezentări. Vă dați seama că vi puteți continua și voi, nu mai încape discuții, că doar ar mai fi două puncte, G și H. 5 plus 2i și 2 plus radical din 3 plus i. Partea reală 2 radical din 3 și partea mai reală așa. 1, 2 i spus parcă, asta l-ai spus, nu? Să se determine argumentele numerelor complexe și să se indice argumentele reduse. Da. Deci spune așa. La X-ul 2. Să dăm numărul complex Z. 1. Hai să luăm primul exemplu. Minus cos de pi pe 3. Deci minus cosinus de pi pe 3. Plus i sinus de pi pe 3. Plus i sinus de pi pe 3. Să se determine argumentele numerelor complexe următoare și să indice argumentele reduse. Deci, practic, autorul ne cere să vedem unghiurile în cazul concret și să vedem care sunt unghiurile reduse. Deci, dacă sunt unghiuri cum ar veni aici peste 180 de grade, redusă-le în partea asta, adică să fie și cu minus. Da? Deci în sensul acesta. Hai să vedem aici. Ce observați? Cât ar fi unghiul aici? Dacă e pe 3, unghiul e 60 de grade. Dacă e pi pe 3, unghiul ar fi de 60 de grade, da? Da. Însă, forma trigonometrică era așa, cosinus plus sau minus i sinus. Dacă vreți să reprezentăm sub formă algebrică, am avea cât e cos de 60 de grade? Radical din 3 pe 2. Că sinus de 30 de grade e 1 pe 2, da? Cosinus de sinus de 30 de grade e cos de 60. E 1 pe 2. E 1 pe 2. Deci va veni aici cât egal mai departe cu minus 1 pe 2. Așa. Plus i radical din 3 pe 2. Și dacă am face imaginea geometrică, atunci x-ul este negativ, y-ul e pozitiv. Deci este un unghi de câte grade?
de peste 90 de grade, dar cu cât în plus? Am trecut de aici cu 30 de grade, deci de 120, da? Și dacă de 120, e de 2 ori 60. De 2 pi pe 3. Deci din cauza minusului de aici, lucrurile s-au complicat. Că în clipa în care am redus, forma corectă este cos de alfa plus i sinus de alfa. Deci nu minus aici. Și atunci am văzut care e forma algebrică, am reprezentat în plan și am descoperit că unghiul corect pe care îl avem, ca reprezentare, este nu 60 de grade, ci de 2 ori de 60. Da? Deci ne uităm minus 1 pe 2, x-ul e minus 1 pe 2, iar y-ul este radical din 3 pe 2, și atunci e limpede că punctul reprezentarea în plan este asta, distanța este 1, că a pătrat plus b pătrat face 1, iar unghiul nu este pi pe 3, ci este cât? Am spus mai devreme, de 2 ori pi pe 3, de 2 ori 60. Deci o să spun egal mai departe cu cosinus de 2 pi pe 3 plus i sinus de 2 pi pe 3. Și atunci argumentul, argumentul lui Z, unghiul corect este 2 pi pe 3. Da? Asta ne cere autorul. Găsiți argumentul. Răspunsul 2 pi pe 3. Care sunt pașii pentru astfel de mers? Să traducem sub formă algebrică, reprezentăm în plan și de acolo ne ducem repede și găsim sub formă trigonometrică. Ca să găsim corect unghiul. Da? Așa trebuie făcut. Ia să vedem un altul, tot aici. Cos de pi pe 4, cosinus de z2. Cos de pi pe 4, minus i sin de pi pe 4. Minus i sinus de pi pe 4. Și atunci știm că iată, avem așa. Cosinus de minusul, funcția sinus este funcție impară. Minusul intră în interior. Și cos de minus pi pe 4, pot să spun că funcția cosinus este funcție pară, nu ține cont de semn, plus i sinus de minus pi pe 4. Și atunci argumentul, care este argumentul? Minus. Argument este aranjat, perfect. Cosinus plus i sinus. Și deci argument de z va fi de z2 egal cu minus pi pe 4. Iar dacă vreți să minus pi pe 4 ar fi aici în cadranul 4. Și câți de-al de pi pe 4 până ajung acolo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pi pe 4, dacă luăm în sens pozitiv. Deci, argument de z egal cu minus pi pe 4 sau egal, tot așa de bine, argument de z 2 egal cu 7 pi pe 4. Că minus pi pe 4 așa sau în sens pozitiv 7 pi pe 4. Mai departe. Ce? Sin de pi pe 6 minus i cos de pi pe 6. Deci sin de pi pe 6 minus i cos de pi pe 6. Ia să vedem cum arată. De z3 z3 este egal cu sinus de pi supra 6
minus i cosinus de i pe 6. E ciudat complet. Că i-ul ăsta nu trebuie să apară pe lângă cosinus, ci pe lângă sinus. Atunci hai să scriem formă algebrică și pe urmă să ajungem la formă trigonometrică. Pi pe 6 câte grade înseamnă? 30. Sin de 30 de grade? 1 pe 2. Da? Deci 1 pe 2 minus i radical din 3 pe 2. Deci 1 pe 2 minus i radical din 3 pe 2. Și acum facem reprezentarea în plan. Deci este un număr, un punct, în care x-ul este 1 pe 2. X-ul e 1 pe 2. Dacă asta e unitatea, jumătate. Iar y-ul, cât am spus, că este minus radical din 3 pe 2. Adică cam așa. Asta ar fi unde? Deci 1 pe 2 și cam așa este. Deci este așa, dacă vrei, sau în sensul acesta, în negativ. Câte grade sunt între 1 pe 2 și radical între pe 2 la 30 sau 60? Cum? E 1 pe 2 și radical între pe 2, cred că este 60 așa rândul. Da. Da? 60 va fi. Iar dacă luăm, în sens pozitiv, este 30 acolo. Ar fi 30 ăsta, dar mai sunt 270. Adică 300. Ori îl luăm în sens pozitiv 300, ori îl luăm minus 60. Da? În sens pozitiv. Hai să zicem în sens pozitiv. Z3 ar fi egal cu cosinus de 300 de grade. Că modulul cât este? A pătrat plus B pătrat, acolo e tot 1, nu? Deci aici ar fi 1 pe lângă. Da, 1 pe 4, da. Plus 3 pe 4, deci e clar că este cos de 300 de grade, plus i sinus de 300 de grade. Care înseamnă cosinus de 5 ori câte 60, da, 5 pi pe 6, 5 pi pe 3. 5 pi pe 3 plus i sinus de 5 pi pe 3. Care înseamnă cosinus de minus pi pe 3. Da? Plus i sinus de minus pi pe 3. Care înseamnă egal cu cosinus de puncte pare, cos de pi pe 3, minus i sinus de pi pe 3. Cu asta l-am reprezentat sub formă trigonometrică corect și atunci spunem că argument de Z3 este egal cu fie 5 pi pe 6 sau argument de Z3 egal cu minus pi pe, pi pe 3, nu pe 6. Pi pe 3. Cât s-a făcut? 50? 53. 53. Cred că ne și oprim aici, că oboseala m-a cuprins complet. N-ar mai fost aici niște nume scris în formă trigonometrică și până să calculeze produsul lor. Ori produsul lor înseamnă să le mulțiți acolo, să adună argumentele. Deci este foarte simplu. Ne oprim aici. La revedere!